Taxa decoplată pe care o plăteau și până acum pacienții internați la Spitalul Județean Satu Mare, ce era în valoare de 5 lei, crește din această lună la suma de 10 lei, conform hotărârii Consiliului de Administrație a Unității Spitalicești. Dublarea taxei a fost anunțată la începutul acestei săptămâni de managerul spitalului Marcela Papici, scriu cei de la satumareonline.ro. Ea a precizat că taxa decoplată se va plăti o singură dată la externarea din spital, indiferent de perioada de spitalizare sau complexitatea serviciilor medicale de care beneficiază fiecare pacient. Potrivit declarațiilor managerului, toate spitalele din județele vecine încasează aceste taxe decoplate la nivel maxim admis de lege, adică 10 lei. Banii vor intra în bugetul Spitalului Județean Satu Mare și vor fi utili pentru completarea cheltuielilor de funcționare.